pe Cătălin Crișan, dragul meu. Te salut, prietene, sănătate. Și mă bucur. Da. Sănătate, știți foarte bine, ați aflat deja că a scris toată lumea, cred că s-a scris și pe biletelele, pe biletele de tramvai, s-a scris că prietenul nostru a trecut printr-o operație complicată. Complicată, da, dar ideea n-a fost ca să afle lumea că m-am operat. Ideea a fost ca să-i mulțumesc unui profesionist. Poți să-i mulțumesc domnului doctor Cristescu, Adrian Mihai, cu care am devenit pe urmă și prieten, spre onoarea mea, că ar trebui să lăudăm, eu zic, și profesioniștii, nu neapărat numai în medicină, și în pictură, și în dans, și în literatură, că de prea multe ori apar oameni care nu spun nimic. Așa sau este. nu rămâne nimic după ei. Acum am o mărturisire de făcut. Lumina, mi-ai zis, ce lumină. Ai văzut ce frumos, da, lumină, far. Întotdeauna când e dragoste, este și lumină. Noi am avut o înregistrare în care l-ați văzut, chiar dacă nu mă înșel, pe 2 ianuarie, pe prietenul nostru Cătălin Crișan, care era o prezență foarte discret. Noi doi fiind prieteni, mi-a spus: băi, sunt după operație, te rog eu frumos, bagă-mă puțin, cânt două piese, și am avut grijă să iasă cât mai repede. Da, noi suntem prieteni foarte vechi, chiar înainte de 90, și am spus că întotdeauna când am ceva de spus și este, bănuiesc, interesant, el este primul care va afla. Și m-am ținut de cuvânt. Așa, pentru că este. Și el a fost parolist cu mine întotdeauna. Și n-ați văzut, Cătălin a apărut a fi absolut extraordinar, dar era după operație. Exista o femeie absolut superbă, fină, foarte decentă și foarte la locul ei, ca să zic așa, care a fost tot timpul umbra lui. Ea este în spate, nu o să o vedeți decât în fotografie astăzi, este în spatele camerelor și mă privește așa cu ochii mari. Ia uite ce spune nenea ăsta despre mine. Doamnelor și domnilor, astăzi avem o exclusivitate și o mărturisire frumoasă făcută de Cătălin. Te rog frumos să-mi o prezinți prin imagini și povești pe cea. Da, este care partenera mea de viață. Peste o lună de zile împlinim un an și... Mulți ani trăiască! Da, trebuie să am și un noroc. Ar fi cazul. Așa, că tu știi toate poveștile. Te rog frumos să iei loc. Acum luăm din aura acestei fotografii. Avem multe fotografii. Te rog frumos să mi-o prezinți. Cum se numește distinsa ta? Mă, n-am întrebat-o cum o cheamă, chiar dacă suntem de 11. Camelia o cheamă. M-am speriat. Am crezut că trebuie să mă uit la... Nebun. Nu, m-am uitat, zic, spune-mi cum te cheamă, că nu poți... Mai uite așa, zice, de aproape un an de un problemă. Cum o cheamă? N-am întrebat, că n-am apucat. De ce? Dacă nu mi-ai zis, n-am întrebat. Da, exact. N-am vrut femeia să-mi spună, da. Așa este. Fotografii foarte frumoase. Aici suntem în Grecia, dar nu mai știu unde suntem. Pe o insulă am fost un pic... Asta e, bineînțeles că totul se întâmplă înainte de operație. Bine că nu m-a apucat era zâmbet, acolo. Dar nu era zâmbetul tău. Sau, stai o secundă, tu nu după Grecia ai avut acea mișcare? După Egipt. Deci a fost Grecia, după care am plecat în Egipt. Eu nu fusesem niciodată. Și imediat după Egipt, după ce am aterizat, a doua zi a început circul. Deci, îți dai seama dacă m-a apucat pe acolo? Îți dai seama. Am o rugăminte, colegii din legie. Faceți o fereastră în care să rulăm frumos aceste imagini. Că pe mine nu trebuie să mă vedeți, trebuie să vedeți pe Cătălin, care trebuie să-mi povestească despre Camelia, floarea din viața lui. Te rog. Da, tu te exprimi extrem de metaforic. Important e că au fost cele două săptămâni înainte de operație. Trebuia să mă duc mai repede, dar am crezut că îmi trece. Cele mai grele din viața mea de până acum, cele mai dureroase, putem ce să... ochi frumoși are Camelia ta. Da, și are pe amândoi la fel, știi? Ce chestie, măi, da. Ce râde, uite, el ce râde. Și noi practic cât aveam? 8 luni, nu? Acum 3 luni sau 4, 7 luni de când ne cunoșteam. Și a trecut prin momente... Ăsta nu sunt eu, ăsta e calul. Da? E un cal. Am crezut că... Da. Și m-a ajutat extrem de mult. M-a ajutat cu sufletul, m-a ajutat la propriu, pentru că am mai spus eu, la un moment dat nu mai puteam să mă mișc deloc. Și se spune că în momente extrem de critice, mai ales că n-aveam în spate ani sau zeci de ani de căsnicie sau de relație... O relație solidă în ani. Putea să spună... ești drăguț, mi-a făcut plăcere, hai, când te vindeci, sună-mă. Da. Adică a fost un calvar și pentru ea și pentru mine. Dormeam adunate 20-25 de minute în fiecare noapte și, așa cum spun, la un moment dat nu mai puteam să mă mișc deloc. Și împreună cu niște prieteni, că nu e solidă, după cum se vede,
cu pături, cărat prin mașini, dus la doctori. A fost, a fost lângă mine și pentru mine contează extrem de mult lucrul acesta. Extrem, extrem de mult. Practic este un mulțumesc pe care Cătălin îl adresează printre cuvinte Cameliei, da, care a fost alături de el în unul poate dintre cele mai grele momente ale vieții. Da, și ea, și prietenii mei au mulțumit și ea se enervează când îi mulțumesc prietenii. Că zice, mă, n-aveți de ce să mulțumiți, că îl iubesc pe omul ăsta, nu mulțumești cuiva care are grijă de cel pe care îl iubește. Camelia, să știi că nu se fac oameni de ăștia atât de des, da? Care te ajută pur și simplu, da? Așa este. Nu arătați că asta pe Cătălin și pozele. Next astea. Time. Next time, da? Next time. Bun. Da. Deci, ce să spun? Și e o relație frumoasă și o relație pe care eu n-am mai avut. Aici suntem la Chișinău. Registrasem un duet împreună cu mare artist Anișoara Puică, cu care trebuia să vii la emisiune, că tu vorbise și am o mare artistă din Republica Moldova. Care a venit. Dar n-ai mai făcut o emisie sau a fost ceva de genul ăsta. Ea a venit, a făcut 800 de kilometri, dar n-ai mai fost tu. Nu, nu, cred că a fost într-o perioadă în care eu înregistrasem ceva deja de genul ăsta, sărbători și nu s-a mai... Dar ea zice că vine, că te urmărește de la Chișinău. Multă lume vă urmărește, să știi. Și asta nu o fac pentru că nu mă lansez acum după 37 de ani, iar prietenul meu știe că nu-i fac complimente dacă nu le merită, dar le merită. Că mulțumesc. E un om extraordinar. Și Cătălin este un om pe care îl iubiți, iar sentimentele lui sunt descrise cel mai bine în muzica lui, că acolo cunoști om. Bun. Aici eram la noi, la mare. Era foarte frumos. Da, vreau să-mi spui ceva. De ce ea? Asta mă întreb și eu. Deci când am cunoscut-o... Ea cred că are răspunsurile, dar nu poate să-mi răspundă. Nu le are. Nu. Asta încercam să spun. A fost o treabă pe care n-am mai trăit-o așa. Eu știind că am avut două soții și nu-i ce-o... Ne-am cunoscut la aniversarul unui prieten comun, zi de naștere unui prieten comun. Și știi cum e, că la un moment dat era și bancul ăla, ne-am văzut și ne-am plăcut fără vorbe, fără absolut nimic. Și ușor, ușor, era clar că a fost o, eu știu, ne-am transmis reciproc niște energii. Adică să spunem, și nu să spunem, e adevărat, rușii, că noi avem ceva cu ei acum, dar au fost oameni mari care au demonstrat în istorie, matematicieni și fizicieni ruși, că există energii care se atrag sau nu. Și e foarte simplu de demonstrat. Știi că există oameni, te întâlnești cu cineva. Da. Nu ți-a făcut omul ăla nimic, dar nu-ți place, nu știi cum să fugi. Da. E, asta se întâmplă. La noi a fost reciprocă. Și ceea ce se întâmplă de 11 luni, se întâmplă ceva ce n-am pățit niciodată. Mai avem un pic și nu mai vorbim deloc. Absolut tot ce vrem să vorbim în secunda 2, aceleași cuvinte, aceleași propoziții, aceleași mișcări, aceleași acțiuni, se ce întâmplă. Frumos. La început m-am speriat, s-a speriat și ea. Deci se spune că Universul, Dumnezeu, că eu cred în Dumnezeu și ea la fel, știi că e o poveste foarte frumoasă. Să dea Dumnezeu în cazul nostru să fie adevărat. Zice că înainte oamenii aveau 4 mâini și 4 picioare. E o legendă, normal, o poveste. Și fiind atât de răi și cum este rasa asta, din păcate, că e o rasă, vai de mama ei, dacă stăm bine să ne gândim, Dumnezeu i-a chemat pe toți sus, deci 2 capete, 4 mâini și 4 picioare. Așa arăta omul. Și Sfântul Pavel îi despica în două și îi arunca pe pământ. Interesant. Și se spune că de atunci fiecare își caută perechea pe planetă. Moment în care tu ai ajuns. Să dea Dumnezeu, că ar fi cazul, ar fi timpul, da. Foarte frumos. Bun. Noi te-am văzut atunci, ai fost impecabil pe scenă, după care am văzut imaginile cu tine în spital, după care încetul cu încetul ai revenit în parametri acum. Da, de la o scară la 1 la 10 am ajuns la 8. Dar mi-a spus de ce mai crescut un pic. Da, am crescut zdravăn. Două luni următoarele două luni au fost rele, da. Știi ce se întâmplă, Cristi? Față de ce durere am avut, că i-am mulțumit lui Dumnezeu, am mai spus, pentru ce mi-a dat. I-am mulțumit pentru că mi-am dat seama cât pot duce. Uite, domnul doctor Cristescu, cu mare drag, când a văzut remeneu, o magie. Când a văzut remeneu, a zis, dar de când stai așa? Cu doi nervi, că și laterală, care am
e total atipică și extrem de rară. Să ajunge greu, am înțeles, la nervii aia. Zic, de două săptămâni, zice, nu, de când stai așa? De două săptămâni, domnul doctor, nu se poate. Ba, se poate. Deci, pe mine m-a întărit toată treaba asta. Deci tot ce a venit, sau Doamne ferește să mai vină, n-are cum să doară cum a durut atunci. Da, vezi că orice. A existat o... Eu vorbesc de durere fizică, nu sufletească. O balanță. Pe de o parte ai primit, o vedem pe Camelia în imagini. Da. Pe de o altă parte ai suferit. Am suferit, dar în același timp am și primit. Că am primit... Experiența te-a întărit și te-a îmbogățit. Și m-a făcut să văd cât pot rezista. E adevărat, eu m-am dat cu mașină peste cap, am făcut arte marțiale, m-am bătut la, când eram în școală, în liceu. Adică eu n-are legătură cu ce cânt. Eu sunt destul de țăcănit așa. Dar n-am crezut, e ca și când te băga tot timpul cineva la 220. Băi, frate. Exact senzația asta este. Problema e că la un moment dat eram băgat 24, că nu mai exista nicio poziție în care să mă pot mișca. Mai frate. Și practic a fost această dovadă a dragostei ei. Și doi, m-a întărit Dumnezeu vis-a-vis de prin ce am trecut. Te rog să-mi descrii scena unui te iubesc între voi doi, reprezentativ așa, nu neapărat primul. Unui te iubesc. Scena. Adică într-un moment pe care l-ai spus, cum l-ai spus. Eu, de exemplu, mi-am adus aminte și m-am povestit în presă, 14 februarie, ce mă leagă. Și mi-am adus aminte că pe 14 februarie, deci nu am apucat ieri, că a fost mult agitați. Trebuia să merg la un concert proconsul, eram în bucătărie, sub un ceas l-am și acum, în apartamentul pe care l-aveam eu atunci, m-am încezat în genunchi și am spus Oanei, dacă o să te căsătorești vreodată, era puternic, om de afaceri, amazoană, înțelegi? Crezi că aș putea fi eu acela? Și ea mi-a zis, da. Ce frumos. Eu n-am reușit să mă... Eu am vrut să mă aplec, să stau în genunchi, dar nu mă mai puteam ridica, n-am mai cum să mai ajung la tine, că fiind opera. Nu te lăsa genunchi, te cred. Lasă așa. Bun. Spune-mi scena unui frumos te iubesc. Uite, îți dau un exemplu. Că suntem într-o perioadă a iubirii. I-am făcut cadou un inel. Un inel, nu, stai, nu gologod, nu. Un inel care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și nu e nici scump, nici ieftin, adică nu-i cu diamante, cu nu știu ce. Ea fiind un om care e pe picioarele ei și câștigă bine, adică nu are nevoie de niciun cadou scump de la nimeni, dar i-a plăcut atât de tare și s-a bucurat. Știi ce m-a impresionat? Eu nici nu i-am zis. Bucuria e ca un copil. Și este un om de aproape 48 de ani. Da, mulțumesc la fel la toată lumea. Plus că ne jucăm la propriu. Ne jucăm. Iubește animalele, cum iubesc și eu foarte... Am văzut calul din imagine, a spus tot. Da, are și cățel. Adică avem foarte multe lucruri în comun pe care nu mai trebuie să le explicăm. Are și o experiență de viață, nu? La 48 Sigur. De ani. O fetiță de 15 ani și jumătate, adică am trecut să ne trăiască toți, să fim sănătoși, să-i creștem și să ne bucurăm de ei. Și, deci, practic, cum să spun eu, există o armonie, așa cum spuneam, fără cuvinte, iar eu întotdeauna, să dăm Dumnezeu să țină, întotdeauna mi-am dorit o femeie să nu vorbesc cu ea, să înțeleagă fără a vorbi. Și se întâmplă. Și e reciproc. Doamnelor și domnilor, vă propun ca după o scurtă pauză de publicitate să ascultăm o piesă foarte frumoasă a lui Cătălin și pentru că el este unul dintre liderii incontestabili ai umorului și al bancurilor. Nu o să-i cer să spună un banc, că am făcut asta ani de zile. Dacă vrea să spună bine, dacă nu. Regia, vă rog să dați acel carton pe care l-am luat de pe internet ca să-l stârnesc. Mă las până atunci 10 secunde să invit pe cei care își doresc din București. Poimine, adică sâmbătă, începând cu orele 19, voi fi pe scenă la cea mai mare berărie din București. Una e. Vă aștept cu drag, dacă vă face plăcere, un concert live, numai eu. Da, e foarte mulțumesc, bine. Mulțumesc, Cristi, că mi-ai dat această pozitare. Cu mare drag. După pauză, o piesă frumoasă și o concluzie legată de Sfântul Valentin. Da? Atenție mare, o surpriză după pauză. Iubiți-vă mult, cum spune poetul.